și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată-ne în prima săptămână de luptă duhovnicească, în prima săptămână de înfrânare de la bucate, înfrânare de la pofte, de la patim, de la nerăbdare, de la toate celelalte. Dar mai întâi, iată-ne puși în fața onomasticii Bisericii Creștine de Răsărit, Duminica Ortodoxiei, așa cum fiecare dintre noi ne serbăm ziua de naștere și Biserica își serbează ziua ei oficială prin care s-a încheiat, cum ați auzit și la strană citindu-se, două mari evenimente. Odată cu Sinodul 7 ecumenic s-a combătut iconoclasmul și s-a dat anatemii toți ereticii și toți năucii la minte care veneau și schimbau ortodoxia, iar mai târziu Teodora, împărăteasa și fiul Mihail, au făcut și ei cu Patriarhul Constantinopolului Metodie, iarăși o întrunire bisericească frumoasă, iarăși din rânduiala și pronia lui Dumnezeu. Deci, o declarație, ca să spun așa, dar nu mai mult decât declarație, ci mărturisire de credință, prin care au arătat Biserica drept măritoare și au scos în evidență, deci au scos în evidență cultul Sfintelor Icoane, Biserica de Răsărit. Sinodul 7, mi se pare că a fost pe la anul 787. Deci, cel din urmă sinod, întrunirea cea mai de vârfa Bisericii, deci organul suprem, cum ar fi Comandamentul Suprem în Armată sau Președinția Guvernului de Stat la conducerea unei țări, la fel și în toată lumea, Biserica are un cap, care este Hristos, iar sub el este apostolicitatea celor 12 apostoli, iar sub ei, prin influența și lucrarea directă a revărsării Duhului Sfânt, lucrează ierarhia disciplinară în biserică sau episcopul, preotul, diaconul și creștinul și toate celelalte brațe și mădulare și toate celelalte vițe ale lui Hristos care se leagă în butucul tainic al Evangheliei. Evanghelia de astăzi a fost foarte simplă și foarte clară. N-a fost nevoie de prea multe explicații, n-a fost nevoie de prea multe redări. Natanael și Filip aveau o discuție, un dialog în care a spus, zice, am găsit pe cel ce se cheamă Mesie. Deci oricine dintre cei care vin la biserică și se nasc în biserica de răsărit prin botez, l-au găsit pe Mesia. În Hristos v-ați îmbrăcat, în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Dar după ce omul uită făgăduințele Sfântului Botez și trece ca porcul la mocirdă, începând de la 17-16 până încolo, spre vârsta bătrâneții, la toate păcatele care îi trec prin minte, automat simte nevoia unei noi rechemări. Pentru că și Natanael și Filip aveau botezul tăierii împrejur. Dar ca oameni și ca fii ai Vechiului Testament, ei au spus, am văzut, spune Natanael, pe cel care îi se spune Mesia și îi spune, zice, ăsta îi spune, zice, să fie ceva bun, vino și vezi. Să fie ceva folositor în biserică, vino și vezi. Să fie ceva folositor în ortodoxie, vino și vezi. Să fie ceva folositor în biserica de răsărit și în împărăția lui Hristos, vino și vezi. Adică, acest vino și vezi începe de la leagănul mamei, în momentul când își crește pruncul și se sfârșește la leagănul pământului care se cheamă sicriu. Adică nimeni nu poate să-și însușească într-o clipă toate ale înțelepciunii lui Dumnezeu. Căci nu este cu putință oamenilor, ci oștile cerești se înfricoșează și se cutremură heruvimii și serafimii de slava lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, oamenii păcătoși de rând, care își permit, sau dacă vreți să spunem din mândria sau din nesocotința de sine, să transforme sau să modifice sau să înțeleagă sau să respingă sau să nu primească legea lui Dumnezeu și să meargă în voia inimii lor. Și știți prea bine, se vorbește de simbolul credinței, pentru că Evanghelia de astăzi este foarte strâns legată de simbolul credinței. Deci, o singură biserică sobornicească și apostolicească. Apostolicească prin temelia apostolilor și sobornicească prin cele 7 soboare care i-au întărit temeliile în toată lumea. Și cineva va spune, ce, și astăzi nu se mai pot face alte soboare? Se pot face, dar nu insuflate de Duhul Sfânt.
să fac adunări mult mai multe, să fac adunări mult mai mari, să fac întruniri de tot felul, ați auzit, și extraordinare, și ordonanțe, și de toate, dar nu se fac sub harul Duhului Sfânt. Din ce motiv? Dumnezeu nu luminează ca să vină cineva și Dumnezeu nu îngăduie ca să vină cineva să răstoarne cuvântul Său care este din veac și până în veac. Căci la început era cuvânt, Dumnezeu și la Dumnezeu era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu. Și Dumnezeu era cuvântul, spune Ioan Evanghelistul. Deci dacă cuvântul era din veac și Dumnezeu era din veac și până în veac, înseamnă că nu se poate găsi cineva mai mare decât Dumnezeu, cum spun ateii, cine l-a creat pe Dumnezeu. Dacă și Dumnezeu devine creat în aceeași clipă, înseamnă că deasupra Lui este cineva și mai mare, care va ajunge să fie necreat, cum arată Dumnezeescu Palama. În teologia energiilor necreate, Dumnezeu este totul întru toate și întru nimeni nimic. Adică sub forma panteismului. Nu se amestecă cu prostia noastră, cu neputința noastră, cu materia noastră, cu slăbiciunea noastră, ci doar a luat chip de rob să ne desăvârșească. Și asta s-a discutat la timpul potrivit. Trecem și spunem așa. Ortodoxia triumfă prin trei lucruri. Și-am mai amintit cândva odată. Triumfă prin Hristos, care este capul întregii biserici de răsărit, deci nu prin altcineva, să nu vă închipuiți că există alți Dumnezei, și citeam mai zile trecute într-o carte și m-am distrat, aici, în orașul Iași, orașul plin din Europa cu cel mai multe biserici, scria una oarbă, Valentina, zice, eu am fost creată de Dumnezeu, nu să învăț de la semenii mei, ci să-i învăț eu pe ei. Ei, unde duce smerenia omului? Zice, n-am fost făcută să învăț, ci trebuie să-i învăț. Cam așa și Dumnezeu și-a permis să spună, eu v-am făcut pe voi și nu voi pe mine. Deci dacă ea și-a permis, înseamnă că Dumnezeu cu atât mai mult devine superior nouă. Și când spun lucrul acesta, mă refer doar la un lucru. Hristos rămâne infailibil. De ce? Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, toate le-a rânduit. Dar Hristos rămâne totul întru toate. În Hristos nu este rob, nu este slobod, nu este elin, nu este scit, iudeu și așa mai departe. La Corinteni. Dar în Hristos toți una sunt. După cum El a mărturisit, eu și Tatăl una suntem. Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Sau când întreabă Filip și spune acolo, zice, Doamne, arată nouă pe Tatăl, la Catistul. Zice, n-ai cunoscut stând cu mine că eu sunt întru Tatăl și Tatăl întru mine? Deci o singură dumnezeire în trei fețe. Cuvântul lucrează să înțeleagă omul, Duhul desăvârșește lucrarea cuvântului și Tatăl rânduiește. Și mergând mai departe, deci primul lucru pentru care ortodoxia nu tremură și nu se înspăimântă. Deci este Hristos. Hristos a salvat, Hristos a ridicat, Hristos a desăvârșit și a sfințit. Trupurile sfinților, adică moaștele, trupul lui Hristos din pâine și din vin pe care aceasta s-o faceți într-o pomenirea mea în veacul veacului. Hristos a sfințit sângele mucenicilor. De ce? Pentru că au murit pentru Hristos, pentru tine, Doamne. Pro Hristo, Doamne. Așa spuneau în vechime mucenicii când îi tăia sau îi scârjelea sau îi trăgea pe roate sau îi dădea să-i mănânce fiarele în Coliseumul de la Roma. Mai departe, după Hristos, ortodoxia mai are încă un lucru. Cuvântul lui Dumnezeu cel scris spune așa într-una din Evanghelii Avram, unuia necredincios. Zice, ce să învie morții să vă convingă la adevăr? Au pe Moise și proroci. De vor crede pe Moise și pe proroci, vor crede și în mine. Dacă nu de vor învia, toți morții nu vor crede. La fel, cine crede în cuvântul Scripturii, crede și în Dumnezeu, care l-a insuflat și l-a scris. Cine nu crede nici în cuvântul Scripturii, nu crede nici în El și înseamnă că David ne confirmă asemănarea cu dobitoacele cele fără de minte și alăturarea față de ele. Dobitocul consumă oxigenul și mâncarea și degajă rezidurile în urmă. La fel face și omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Trăiește ca să nu moară. Mergem mai departe. O a treia mărturie cu care biserica se întărește este învățătura revelată
În toată patristica, adică și în Sfinții Părinți, de ceea ce s-a descoperit trăitorilor în Dumnezeu și ceea ce a descoperit Hristos prin jertfa unică, unică spun, pentru că nu s-a mai jertfit nimeni pe cruce ca Hristos pentru viața și mântuirea lumii, și prin Harul Duhului Sfânt care a venit în chip de limb de foc, nu de câte ori vor sectarii, ci de câte ori a avut Hristos. Eu vă trimit un mângâietor care să fie cu voi până la sfârșitul veacului. Restul puteți să vă turnați foc cu căldarea în cap cât vreți, că tot nimic n-aveți. Deci, Duhul Sfânt, Cuvântul și Duhul Sfânt. De ce spun lucrul acesta? Harul Duhului Sfânt se revarsă în biserică prin ușa care este Fiul. N-a spus Hristos, prin mine de va intra cineva și va ieși, va ieși și pășune va afla. Eu sunt păstorul cel bun, spune Hristos. Și oile mele cunosc glasul meu și tot mai departe Hristos spune, zice, am și alte oi care umblă căpiate și se cade să le aduc la staul. Și le va aduce, indiferent, deci indiferent de propaganda făcută la adresa lui sau de jignirile făcute la adresa lui. Dacă în vremea când trăia și exista în mijlocul nostru ca om pământesc până la înviere și desăvârșire, deci de la a treia zi după patimă, a fost considerat că scoate dracii cu împăratul dracilor, cu Belzebut. A fost condamnat că hulește. A fost condamnat că e nedrept, că mănâncă cu vameși, cu păcătoși. Cu atât mai mult, cum spune Ioan Evanghelistul, dacă nici nu l-ai văzut, deci dacă nici nu l-ai văzut și îl hulești și vorbești urât despre el, dar dacă l-ai vedea, ce ai spune? Că sigur, spune Ilie Miniat în una din predicile sale la Postul Mare, așa, atâta înțelepciune a avut Dumnezeu când l-a creat pe om, că a ales să facă două lucruri deodată. Întâi să facă lumea nevăzută și apoi lumea văzută și la urmă să-l facă pe om. De ce? Arată Ilie Miniat. Dacă omul ar fi fost creat înaintea, la toate el comenta și găsea explicații și lumii văzute și lumii nevăzute, nu le-ar fi considerat, deci nu le-ar fi considerat bune și foarte bune cum le-a văzut Dumnezeu, ci le-ar fi considerat și le-ar fi văzut după ochii lui. O făcea pe Eva direct cu părul creț, nu mai dădea bani pe bigudiuri, îl făcea pe bărbat direct barbierit, să nu-i mai crească barba, o făcea pe femeie direct cu câteva kilograme de aur pe ea, să nu-și mai cheltuie banii să-l cumpere, îl făcea pe bărbat direct cu un butoi de rachiu lângă el să nu mai meargă în crâșmă, sau cu un izvor în gât să-i curgă câte o picătură, să-i simtă în permanență damful. Deci multe lucruri ar fi putut face Dumnezeu la inspirația lui Adam, dacă l-ar fi creat înainte de vreme. Dar se spune că i-a dat un somn adânc, deși exista la toată creația, și ce a considerat? Și femeie de-i voi da, el va cârti și îi va găsi la ea prejudiciu. Lasă-l să doarmă și eu să o fac pe ea, și când se va trezi din acel somn, să vadă că i-am făcut pereche. De aceea se spune că atunci când ne căsătorim, ne căutăm partea de căsătorie. Fiecare în felul lui își găsește soarta lui. Iar dacă te uiți într-o familie, observi că ei seamănă și în caractere, și în năravuri, și în fețe. Deci oamenii se aleg. De aceea Dumnezeu a lăsat și lui Adam să aleagă. Adică i-a dat puterea să ia ce se poate, că în rest n-avea el ce să ia din puterea lui personală, nefiind încă Dumnezeu. Că ați văzut atunci când și-a permis Adam să mănânce din pom, Dumnezeu l-a ironizat. Și că iată, Adam s-a făcut ca unul din noi. Cum să se facă ca unul din noi, când deja Adam căzuse în întunecimea minții? Era frământat de vraja morții de acum încolo, de frigul de afară, de vânt, de adiere, de parfum de floare, de goliciune, de rușine, de poftă, de patimă. Și Dumnezeu îl ironizează. Zic, uite, Adam s-a făcut ca unul din noi. L-a luat în râs că a plecat mai departe decât era îngăduit. Și așa râde și ortodoxia cu cele trei mărturii, Hristos, Scriptura și Duhul Sfânt, de toți cei ce vor să vorbească la adresa ei și să o trimită în prăpastie înainte de termen. Adică, spune Hristos, porțile iadului nu vor birui biserica în veacul veacului. Aici, iarăși am folosit astăzi o evanghelie alăturată, ați văzut, în care arată
De câte ori observați sau constatați sau vedeți că sunt din acei care vă îndeamnă să-L găsiți pe Hristos pe pământ, să fugiți, că nu stă pe pământ. Împărăția lui Dumnezeu are trei locuri. Cerul, care este slava lui Dumnezeu, sau treimea, cea de o ființă și nedespărțită, căreia îi cântă heruvimii și serafimii, inima omului, deci inima omului, pentru că împărăția lui Dumnezeu e înăuntru vostru, și mai are un loc unde vine și stă, și ascultă și privește la oameni, Sfânta Biserică. Dar nu stă în ziduri, stă în potiri. Deci, are trei locuri unde poate să coboare, în rest nu vrea să coboare. Pentru că spune, precum s-a suit pe norii cerului, așa va și veni. Precum fulgerul de la răsărit la miază noapte, așa va veni și fiul omului, când se va arăta semnul fiului omului pe cer, într-o clipeală. Și ca să vă convingeți că într-o clipeală vine, în clipa aceasta preotul are în față pâine și vin. Și vine și face semnul fiului omului și spune să se facă pâinea aceasta cinstit trupul Hristosului tău. Și în acea clipă stă Hristos întreg pe Sfântul Disc. Și tot în acea clipă se sfințește și vinul și se face sângele lui Hristos. Și te întreb, ai fost tu atent? Sau ai apucat să vezi și ca preot și ca creștin? Sau atunci când te împărtășești în câteva secunde ca să simți schimbarea și transformarea, n-ai văzut-o. La fel va fi și la venirea Fiului Omului atunci când va suna trâmbița judecății. Atunci când va triumfa cetele sfinților, când va triumfa cântecul heruvimilor, vor tremura tronurile cele de sus, vor suna începătoriile cu trâmbițe de aur chemând cele trei răspânti la judecată, iadul, pământul și îngerii. Și în acea clipă, deci abia în acea clipă, va veni și Hristos pe tronul slavei. Nu va veni așa cum îl vedem noi prin visele noastre personale. Că foarte des apar visele și apar minunile la tot momentul. Nu va veni așa cum vrem noi să-l vedem. Cum fac sectarii, de pildă. Cum fac, dacă vreți, și ortodoxia cu fărmăturile ei lăturalnice. Acele, cum să le spunem noi, acele oi rătăcite, dar care, ați văzut și ciobanul în stână, spune, ține latura de la deal, că am câteva care tot o iau aiurea în deal. Deci, acele oi care mai bat stânga sau dreapta prea mult. Deci, din prea multă evlave uneori sau uneori din prea multă prostie. Și atunci, sigur, se ajunge la diferite nuanțe de ieșire din limită și atunci Hristos este probat și se trece la un fanatism, se trece la o aiureală spirituală și toți cei care se lasă amăgiți se duc ca pești la momeală și cad pradă dracilor. Și dacă ați fost atenți, pentru că astăzi ortodoxia nu triumfă numai în duminica de astăzi, cu fiecare liturghie triumfă ortodoxia, pentru că este aceeași jertfă de 2000 de ani, este același moment sacru pe care l-a făcut Ana și Caiafa, fără să-și dea seama că mântuiesc lumea prin nebunia lor, atunci când au dat ordin să-L răstihnească pe cruce. Este același moment în fiecare zi. Și în fiecare duminică ortodoxia se proslăvește, nu într-o biserică, în mii de biserici, în mii de sfinte liturghii, Hristos se împarte pe toți, îi împărtășește și îi sfințește și niciodată nu se sfârșește. Dar noi avem noțiunea omului care gândește doar cu mintea și își închipă. Dar cum poate, cum a spus odată cineva, și foarte frumos, zice, părinte, am și eu o întrebare, zice, uite, am și eu facultate, zice, nu mă credeți om prost, adică și-a pus statutul în față. Zic, întreabă, zice, cum poate Dumnezeu în clipa asta să mă urmărească și pe mine și cum poate să urmărească și pe celălalt, zice, de la 100 de kilometri, când facem amândoi un bine sau o prostie? Păi zic, când dă-i un telefon și întreabă. Și el a rămas ușor mirat și i-am spus, de ce n-ar întreba, sau de ce te-ar întreba, când și inima lui ăla și inima ta sunt zidite de Dumnezeu? Și când în inima ta stă același Hristos, care este și în inima celuilalt? Și dacă vrei să te conving că rămâne acea distanță acoperită de prea plinul Duhului Sfânt, care nu este altceva decât ața de la bluză, care tu o croșetezi,
care o croșetez tot timpul cu Andreaua, dar de fapt ochiurile niciunul nu-și are rostul lui, că dacă iei un ochi singur nu valorează, dar fiecare ține întreaga croșetătură și rupând un ochi se rup toate. Dar când a spus tutașul, nu mai veni la casa mea, zi de la distanță că-s păcătos. Și zice, fie ție după credința ta. Și s-a ridicat bolnavul din pași, s-a făcut sănătos. A cărui Dumnezeu lucra? A meu sau al lui? Lucra același Dumnezeu. Lucra pentru că el doar îndeplinea cerința celui care cerea. Și așa ne vede și pe noi, cele 6 miliarde de oameni, cum spune Isaia, zice, tu ai făcut pământul ca pe o nimica înaintea ta. Deci tu ai făcut pământul ca pe o nimica. Dar Efrem Siru, mai înțelept, știind că filozofii meditează, a spus, zice, o, neînțelepților la minte, zice, care confundați pe Dumnezeu cu mintea voastră, zice, au semănătorul când este, zice, primăvara în grădina sa, nu-și cunoaște semințele amestecate fiind, și zice, deosebește una de alta și le pune fiecare în rostul lor, amestecă tu toate primăvara, și fasolea, și porumbul, și cartoful, și mazărea, și pune-le grămadă. Să vezi când clipa când ai de semănat noi cea care îți trebuie și o știi că o pui la rând, la șai și la Dumnezeu. Pentru că nouă ni se pare mult, dar lui Dumnezeu îi se pare nimic. Tot ce suflă pe fața pământului, cum spunea David, e verme și nu om. Și mai mult decât verme, să vă spun un lucru ieftin. În cântarea cântărilor. Toate popoarele înaintea lui Dumnezeu ca o picătură din cadă. Spală-te într-o cadă de email cu un strop de apă. E, asta este 6 miliarde de oameni în fața lui Dumnezeu. Dar nu oamenii valorează acea materie care cu un cuvânt poate să ajungă din nou la neființă. Nu de bomba lui Hussein sau lui nu știu cine, ci de mânia lui Dumnezeu. Ci sufletele, scânteile dumnezești, cum v-am spus și altă dată, o lumânare aprinde mii de lumânări. Un soare luminează mii de hectare de pământ. La fel e și Dumnezeu. Un singur Dumnezeu, el cu atât devine mai incandescent. Nu spun eu, Maxim Mărturisitorul. Zice, dacă lumea ar iubi pe Dumnezeu cum iubește Dumnezeu lumea, pământul s-ar topi de iubire. Ca să țineți minte lucrul ăsta. Deci la fel se întâmplă, la fel se întâmplă și în cazul de față. Deci, în momentul când tu crezi că Dumnezeu nu vede sau n-aude sau în mintea ta îți închipuiești că toate sunt trecute cu vederea sau anapoda și la întâmplare, ele sunt rânduite de Dumnezeu într-așa fel că îngerul ăla păzitor are și el o poruncă și spune acolo undeva, tot în Evanghelie, zice, nu defăimați pe cei mici a voștri, că îngerilor pururea văd fața lui Dumnezeu în cer. Am impresia că și acești îngeri se adună cândva la un raport. Și dacă pururi văd fața lui Dumnezeu în ceruri, se pare că îngerul care străbate cerurile ca fulgerul, în clipa aceasta stă la Ion să-l vadă cum bea și în aceeași clipă ia rugăciunea din gura lui, că el când îi bat mai face o cruce pe lângă biserică și mai zice, Doamne ajută că-s prost și păcătos. Și tot în acea clipă îngerul îi smulge cuvintele și le duce la tronul Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, mai lasă-l că se îndreaptă-i păpușa dracului. Deci nu-l pedepsește. Ați înțeles? Aceasta este legătura lui Dumnezeu cu omul. Dar nu aici am vrut să rămân. Ortodoxia nu triumfă prin puterea lui Dumnezeu. Numai. Ci și prin credința oamenilor. Credința fără fapte e moarte, iar faptele fără credință tot moarte sunt. De ce am vrut să ajung la lucrul ăsta? Este ceea ce s-a demonstrat de-a lungul istoriei. Dumnezeu n-a spus, putea să facă un fel de manechin sau de roboți care să facă toți bine și să nu mai aibă probleme niciodată. I-a lăsat pe fiecare cu tot ce îi trebuie în cap și în oasă și în pântece și în stomac și în picioare și i-a spus așa, zice, ești liber, fă ce vrei, mie când te voi chema la examen să-mi răspund. Și examenul este, aici o babă, aici un prunc, aici un tânăr, aici o mamă, aici un tată, aici un fiu, aici un nepot. Și noi începem să dăm răspunsuri proaste înaintea celui mort. Dar cum de-a îndrăznit Dumnezeu să le ia așa de tânăr? Dar cum de-a îndrăznit să le ia tocmai pruncă? Ce păcate avea? Dar e nedrept Dumnezeu. Și râde Dumnezeu cu gura la urechi. De ce? Pentru că știe că în ani puțini a săvârșit lucrare îndelungată. Știe Dumnezeu că putea să iasă din el un hot sau un tâlhar și l-a luat curat.
Știe Dumnezeu că putea să iasă din el un mare eretic și l-a luat curat. Știe că putea să iasă un mare filozof să facă altă urgie și l-a luat curat. Știe Dumnezeu că nu se mai completează niciodată numărul celor căzuți și l-a luat de mititel să-l completeze odată. Și ne-a lăsat pe noi ca dovadă că cei tineri pot să moară. Deci asta este lucrarea lui Dumnezeu. Asta în faptele Lui. Pentru că dacă ar fi să biruiască Dumnezeu, în clipa asta ar birui. Acum ar suna exact cum spune Psalmul. Pliniva căderi și va zdrobi capetele tuturora pe pământ. În clipa când în orice maternitate sau în orice clinică se face ultimul avort sau ultima naștere care este mântuitoare numărului celor căzuți, în clipa aceea Dumnezeu poate sfârși lumea. Și aia poate să fie azi sau mâine sau poimâine. De aceea, tot El a fost Cel ce n-a semănat frica, spaima, groaza, urgia și cum să spun eu, gigantismul ăla uriaș de te teme de Dumnezeu ca de un urs de ăla sălbatic. Nu! Ce a spus așa, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Fiți blânzi și smeriți cu inima și aflați odihnă sufletelor voastre. Și le spune concret, de la mine învățați că-s blând și smerit cu inima. Și blândețea lui Dumnezeu nu se reflectă decât în nebuniile noastre. Închipuieți câte nenorociri să fac în fiecare zi pe fața pământului și El le trece cu vedere. Dar de ce le trece? Că iubește omul, nu păcatele lui. Pentru că așteaptă întoarcerea păcătosului și să fie viu. Și iarăși, nu cum spun sectarii, zice, va veni Dumnezeu și va alege 144 și pe restul îi spânzură. Nu e așa, fratele meu. Eu n-am venit să judec lumea, Hristos o spune în Evanghelia de la Ioan și de la Matei. Eu am venit să o mântuiesc. Ori dacă a venit să o mântuiască, să fiți categorici. Toate bolile, toate supărările, scârbele, necazurile, ispitele care vin peste noi, sunt metode și împrejurări de a-L cunoaște pe Dumnezeu în viața noastră atunci când nu vrem să-L cunoaștem din dragoste. Orice tată când vede că copilul și-a ieșit din limite, fie că îl pocnește, fie că îl trezește, fie că îl plesnește sau îl înfometează sau îl bate sau îl constrânge, așa face și Dumnezeu. Nu vrei de bună voie, te aduc, eu las, că nu faci ce vrei tu. La fel se întâmplă și la Dumnezeu. El vrea să venim noi din plăcere. Dar pentru că vrea să venim noi din plăcere, riscul lui e atât de mare. Riscul lui Dumnezeu e atât de mare, încât El a ales să-i pună omului două bariere. Să-i pună arma bunăvoirii, care să-l lasă să lucreze liber, deci asta i-a sădit-o, dar i-a pus două bariere. Frica de moarte și frica de Dumnezeu. Și ce a spus? Iisus, Sirac, Solomon și toți ceilalți. Frica de Dumnezeu este început de înțelepciune. Iar iubirea de Dumnezeu este desăvârșire. Iarăși, adu-ți aminte, deci legat de moarte, adu-ți aminte de cele de pe urmă și în veac nu vei greși. A pus aceste bariere, dar nu le-a legat în cuie, ci le-a lăsat slobode, să le treacă omul cu arma bunăvoirii lui cum vrea. Toți pot greși, sau niciunul, dar nu să știe pe care îl prinde pregătit sau nepregătit. Nu să știe pe care îl prinde în poziție pozitivă sau negativă. Sau cum spun ăștia de la yoga, malefic sau benefic. S-ar putea că mai mult îi prinde malefic pe dumnealor. Adică îi prinde căutând cai verzi pe pereți. Și Dumnezeu se supără de treaba asta categoric și atunci se răzbună prin chinurile iadului. Nu dă cu palul, nu dă cu palma, nu urgisește, ci îi trimite în iad, le ia lumina Duhului Sfânt, le lasă doar cunoștința, le ia lumina cunoștinței, le lasă cunoștința singură, adică înțelepciunea, gândirea rațională. Și îi lasă să se chinuie acolo exact cum se chinuie un animal care nu este pe moarte și nu poate să fie. Poți să-l salvezi, dar nu vrei să-l salvezi. Îl sfâșie lupii și tu te uiți la el. Așa face și Dumnezeu cu cei care nu-L iubesc. Îi lasă în ghearele dracilor și se uită la el, poate cu milostivire, spun pe undeva. Pentru că dacă ar face cu nemilostivire, i-ar stârpi de pe fața pământului, definitiv. Nici nu i-ar mai lăsa, i-ar șterge. Dar îi lasă veșnic să se chinuie ca să vadă ce înseamnă iubirea de Dumnezeu și le mai dă ochi să vadă și pe cei de la liniște. Și vedea bogatul cum Lazar se odihnea în sânul lui Avram. Și mai vrea și apă întinsă cu degetul. Deci, făcând iarăși mai departe un drum ușor înainte, mergem până acolo unde Dumnezeu, după ce a văzut că nu vrem nici una, nici alta, nici cealaltă, a spus așa,
în Apocalipsă. Cel ce face bine, lasă-l să facă bine. Cel ce face rău, lasă-l să facă rău. Capitolul 11. Că eu vin și plătesc fiecăruia după faptele lui. De ce vin să-i plătesc după faptele lui? Ca nu cumva, zice, smulgând neghinele, să rup și greu. Lăsați, zice, să se coacă amândouă deopotrivă. Și neghina și greu. Și la vremea secerișului o să le alegem. Așa va face Dumnezeu. Și ca să știți ce trebuie ales din greu, am să vă amintesc doar câteva lucruri. Primul lucru care trebuie ales din greu, trebuie ales așa. Trebuie să vă feriți de hula împotriva Duhului Sfânt sau al lui Dumnezeu. Hula împotriva Duhului Sfânt sau al lui Dumnezeu este hula împotriva dogmelor credinței. Și când am spus hula împotriva dogmelor credinței, nu mai este nevoie să amintesc că astăzi s-a combătut cu anateme și cu sinod și cu rânduială ecumenică și patriarhicească și episcopală și arhierească și s-a dat anatemii pe cei ce prigoneau icoana. Ce este icoana? Este Biblia desenată. Ce este icoana? Nu e un chip cioplit. Și nu e chip cioplit din două motive. Întâi, chipurile cioplite despre care spune Moise în decalogul lui sunt acele chipuri care și le-au făcut ei în pustie vițel de aur, că pe atunci încă nu se făcea icoane, dar la cortul mărturiei însuși Dumnezeu le-a spus, capitolul 21, 22, 30 și până cât vrei, de la ieșire, să faci ladă, să faci druci, să îi îmbreci cu aur, să le faci heruvim, să pui tablele lege, toiagul Aaron, să pui acolo năstrapa, mana, după aceea a spus să facă cortul din piei de animale, să-i facă purpura din mătasă, stacojie, zi, catapeteasma, adică pânza care pe atunci nu era catapeteasmă cu icoane, să-i coase pe ea chipuri de heruvim. Deci toate erau însemne dumnezeiești, dictate și poruncite. Dar cu atât mai mult, după Noul Testament, după învierea lui Hristos, adică când vorbim de acum de legea darului, primele mărturii pe care trebuie să le avem în minte sunt acestea. Icoana lui Hristos în om. Să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Dracul a făcut odată idol pe om. Că l-a băgat în mâncarea neascultării a binelui și a răului și l-a dus în iad 5.000 de ani. Dar Hristos a venit și i-a dat din nou icoana frumuseții. I-a dat din nou puterea cea din tâi. S-a smerit el rob făcându-se și l-a făcut pe rob sau pe slugă, pe om care a călcat porunca împărat. Și ce i-a dat? I-a dat strălucirea. Cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită și îmbrăcăminte, nu am să intru în trânsa, spune în Joia Mare, Marța și Miercurea, în săptămâna denilor. Deci cămara, în primul rând i-a dat-o, cămara împărăției, i-a dat locul unde să nu mai poată pătrunde satana vreodată. I-a dat locul unde strălucește numai puterea lui Dumnezeu și lumina nu se amestecă în întunericul și binele nu se combate cu răul. Ci acolo este viață fără de suspin și fericire fără de sfârșit. Apoi, i-a dat haina de nuntă. Tot în ortodoxie, nu în altă parte, tot în creștinism. I-a dat haina de nuntă, i-a dat haina botezului. Vii plin și murdar, precum porcul când dă vara în căldură și tăvălește, și te botezi în numele lui Iisus Hristos și ești curat ca un prunc nou născut în faș. Deci a dat puterea spălării păcatelor prin Sfântul Botez. Deci a dat spălarea păcatului strămoșesc, a dat spălarea păcatului adamic, asta adamic, și păcatul lui trupesc în fără de legi și în păcate m-a zămislit Maica mea, spune David. Și păcatul meu e pururea înaintea mea. Sigur că e pururea. Suntem de carne și dracul lucrează de la etapă la etapă și la vârstă la vârstă. Dar, mai mult decât atât, ne-a dat vițelul junghiat. Ne-a dat să-i bem sângele și să-i mâncăm carnea. Ne-a dat să fim asemenea cu El. Toți sunteți Dumnezeii și fiii celui preanalt. Toți sunteți fii al lui Dumnezeu după dar, după credință, după făgăduință, fii al lui Avram. Deci, iată ce putere ne-a dat Dumnezeu. Mai mult decât atât, i-a mai pus omului încă un chip. Nemurirea și fericirea veșnică. De ce i-a pus fericirea și nemurirea veșnică?
Nu se duce omul la întuneric în sânurile cele mai de jos ale pământului să meargă Hristos să bată, deschideți-vă porți veșnice, ci se deschid porțile raiului și bucurie să face în cer pentru cei ce se mântuiesc. Deci iată ce a făcut Hristos. Ne-a dăruit mântuirea sufletului, adică izbăvirea de păcat, unirea totală cu El. Când spun totală, nu mă refer că intrăm noi în Sfânta Treime, ci intrăm în lumina nepătrunsă a slavei lui Dumnezeu și ne odihnim ca puturoși. Exact cum stă pruncul în pântecele mamei și indiferent că plouă sau e frig afară, lui e cald și stă bine mersi. Așa vom sta noi în rai la Dumnezeu. Dar acolo va fi veșnic lumină și cântare îngerească. Mai mult decât atât, după ce ne-a dat toate acestea, ne-a mai spus un lucru. Deci ne-a mai spus un lucru. Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Adică, niciodată nu ne-a lăsat nouă propria putere să ne ridicăm la ele. Nu ne-a pus pe noi să ne zbatem și să demonstrăm cum trebuie luate. Pur și simplu ni le-a pus în mână. Ne-a dat un preot să ne spovedească, ne-a dat un preot să ne împărtășească, ne-a dat un preot să ne boteze, ne-a dat un episcop să ne facă preot, ne-a dat o biserică să ne rugăm, ne-a dat un Duh Sfânt lucrător și ne-a dat iertarea de păcate. Deci iată, n-a venit și te-a pus pe tine, inventează tu o dogmă. N-a venit să te pune, inventează tu o taină. Săvârșește tu o taină. Și aici începe conflictul și lupta în ortodoxie. Au apărut întâi sectare. Nu vorbim de catolici, că ei sunt o latură care la 54 s-au lupt așa cu grămada și s-au dus în târla lor, dar mai au câte ceva din apostolicitate și sobornicitate. Vor vrea să vină vreodată la noi? Vor vrea. Vor vrea să ne ducă cu zăhărelul să mergem noi la ei? Greșesc. Dar vorbim de celelalte fragmente, deci unde nu-i Dumnezeu mai multe adevăruri, niciun adevăr. După ce s-au rupt din noi, au suferit marea catastrofă. Izbindu-se de Dumnezeu, s-au sfărâmat. Deci s-au rupt în două. Dar izbindu-se Dumnezeu de ei, i-a spulberat. Că a ieșit și protestanți, a ieșit și anglicani, a ieșit și secte, vreo 3.000 de feluri, și încă vor mai ieși și vor mai izvorâ. Dar cum vor izvorâ? Vor izvorâ, dacă ați fost atenți și când ați fost la medic, ați văzut, un om are celule canceroase. Degeaba mai bagi citostaticele în el și medicamentele să-l curăț, că el tot se curăță. Ce se întâmplă? Când s-a întins rău mai mult decât poate fi combătut, ravajul este total. Ei, acest rău a cuprins cam 3/4 de lume. Adică, trebuie să vă gândiți că, într-adevăr, păstrarea pielii sănătoasă și mântuită să face numai cu osteneală și cu jertfă. Adică ce se întâmplă? Trebuie să trecem categoric la muncă. Și ca să trecem categoric la muncă, nu mă refer la munca fizică, asta e de natura socială și umană, adică ne întreținem zilele. Trebuie să trecem la munca spirituală. Și când vorbesc de munca spirituală, vă spun că mă mir, deci când vorbesc de munca spirituală, mă mir că la ora actuală, deci vorbind și începând cu taina Sfântului Botez în biserica creștină, ai creștini care încă poate nici nu știu că trebuie botezați sau sunt și nebotezați sau abandonați pe la leagăne nebotezați. Deci sunt unii care nici nu știu rostul botezului. Dar mai mult sunt unii, fie că își administrează sau fie că își abuzează de el și îl folosesc greșit. Deci se practică încă și se merge în mintea omenească bolnăvioară, așa cum este ea câteodată, încă la practicarea, și să vă spun, deci luat pozitiv și negativ, la practicarea botezului avorturilor. Cui faci taina? Pe cine îl botezi? Stâlpul de la gard, trunchiul de tăia lemne, temelia la casă, sacul cu porumb? Deci ce diferență este într-o bucată de carne trasă cu chireta și aruncată la gunoi și botezul care îl faci tu? Sau cine ți-l administrează? Ce fel de cap are? Ce fel de om este el care te minte pe tine și te bagă de două ori în iad? Deci întâi te duci în iad pentru că n-ai învățat nimic despre taina Sfântului Botez, că tu trebuie să fii catehizat ca ortodox, și apoi te duci în iad că tu habar n-ai cui să faci. Să nu te miri că într-o zi o să boteze cai, pisici, câini, mâți, oi, vaci. Nu-i de mirare. Botezul se administrează doar persoanelor vii și taina este validată și valabilă atunci când persoana îl primește cu consimțământ deschis,
afară de pruncii noștri ortodoxi care și-au marturul în nașul, deci mă refer la persoanele mature, și îl pot primi și păgânii, deci cei care nu sunt din religia ortodoxă, dar dacă se întorc și primesc învățătura creștină și făgăduiesc în scris că se lasă de erestul în care stau. Dar mai mult decât atât, nu li se administrează la întâmplare, după îndelungă cercetare, nu? Că așa ar veni toți judanii și musulmanii și s-ar boteza și îți dărâmă biserica. Dar Dumnezeu a îngăduit legi și reguli. Deci, clar, odată ne judecă că habar n-avem de taina botezului. A doua, tot în ortodoxie, ne judecă de taina pocăinței sau taina spovedaniei, care este egală cu liturgia, cu botezul, cu cununia, cu Sfântul Maslu și cu hirotonia, care și la ora actuală, privită în ansamblu, este luată în derâdere. Și mi s-a întâmplat chiar acum recent o întâmplare care am spus, zic, uite, domnule, în secolul 20, poftim, uite întâmplare în secolul 20. O întreb, zic, tu te împărtășești? Da. Păi mă împărtășesc. Când? Păi zice, mă duc la mitropolie și când îți șirurile alea de oameni cu lumânări la împărtășit, mă lipesc și eu și m-am împărtășit. Dar tu te spovedești? Dar ce e aia? Păi zic, acolo unde mergi la preot și spui păcat. Dar nu mi-a spus nimeni niciodată. Eu am văzut că fac tot la fel, am zis că și eu sunt ca ei și fac la fel. Deci vezi, iată câtă lipsă, deci câtă lipsă de prudență în capul creștinului și cum face o greșeală. Dar de unde să știe cel care împărtășește că ăla nu-i spovedit? Că nu poți să stai să întrebi 1000 de oameni, tu unde ai spovedit? Tu când te-ai spovedit? Fiecare își cunoaște oamenii lui pe care îi spovedește. Mai frumos, după ce că se spovedește sau se spovedește incomplet și te minte ca birjarul, trebuie să-i scoți cu cleștele câte o vorbuliță și câte un păcat, de parcă gândești că ei le-aș fi făcut eu, nu el le-a făcut și trebuie spuse, ia canon, se duce în altă parte și iarăși se împărtășește și își ia foc și o sândă. Și mai găsește câte un administrator de sfinte taine care îi spune, zice, lasă, dragă, dar cum te curăți de păcat dacă n-ai să iei sfinte? Păi zice, dacă te oprești 5 ani de împărtășit, te spurci cu tătul. Îi dai să se împărtășească ca să se sfințească. Părerea mea personală ar fi alta. Luați-vă câte o găleată de vin și câte 4-5 pâini, veniți la biserică să vă facă preotul o liturghie peste toate, să vă facă găleți cu sfinte, țineți-le la frigider și mâncați ori de câte ori veți să fiți sfinți. Nu? Trebuie să scoatem la un capăt. Ori o luăm cum să ia, ori o dăm cum să dă, ori abuzăm noi de ea și o sfințim noi și o luăm când vrem noi. Sau eventual ne punem sara compresă la picioare, punem... Zice, cărări, picioarele tale, să umble în cărările Evangheliei. Pui Evanghelia și stai cu picioarele pe ea. Sau pui Evanghelia în mașină și pui picioarele pe ea și mergi la discotecă. Doar în cărările Evanghelia am mers. Nu? Deci nu ne facem noi interpretări din Scriptură și din tainele bisericii. Spovedania este una din cele 7 taine canonice și legislată în biserică cu puterea iertării și dezlegării dată de Hristos prin taina Duhului Sfânt, când a spus, luați Duh Sfânt, mergând învățați, botezați, și ce veți dezlega, dezlegat va fi, și ce veți lega, legat va fi, ca omul după aceea să poată să ia Sfintele Taine pregătit, sufletește, curat, învățat de preotul, deci care l-a spovedit, și este bine întotdeauna, deci să nu abuzați, că mai este și această chestie, între credincioși spun chestie, un cuvânt mai inbisericesc. E o problemă și aceasta. Profitați de învălmășeală și crezi că dacă gata, spui tu 2-3 vorbe, ai scăpat. Nu, 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 nu. Prima dată spovedania trebuie făcută generală după îndreptare. Ai luat cartea, ai însemnat-o, ai venit și ți le-ai spus la duhovnic sau le citești sau să uită el și te întreabă de fiecare în parte, iar după ce te-ai spovedit general, respecti canonul care ți l-a dat. Când va constata că tu ești vrednic sau meriți și trebuie să iei, iei. Dacă el îți va spune că nu, nu-ți dezleagă altul. Dar cum pot eu să mă duc să-ți mănânc mămăliga ta de pe fundul tău? Sau cum pot să mă duc eu să-ți port rochea ta sau papucii tăi? Așa e și cu spovedania. Adică cum te leg eu și te dezleagă altul? Păi de unde știe el ce nod am făcut eu? Un mare duhovnic pe vremea veche, un Vicente Mălău, i-a fost trimis un candidat la hirotonie. Câtă înțelepciune avea bătrânul, probabil terminase academia. Și
Asta așa, ce dorești, fiule? Zice, m-a trimis episcopul să mă pregătești pentru hirotonie și să-mi dai referat. Am să ți-l dau, tătucă, dar nu te grăbi, mai avem o leagă de treabă. Și a scos din fundul supatului un fuior încălcit de nu te mai înțelegeai ce-i cu dânsul. Și a spus așa, fiule, zice, acum n-am timp, ia vezi tu dacă poți până în seară, zice, dezleagă și dea până-mi, zice, fuiorul ăsta că-mi trebuie. Zice, dar ai grijă să nu faci multe rupturi, zice, prin el. Cât mai puține, zice, dacă poți, eu vreau ața cât se poate de întreagă. S-a chinuit ăsta vă o oră, l-a lăsat, s-a frământat în cele din urmă, l-a aruncat, fără să-i spună duhovnicului, s-a dus el prin mănăstire sau pe unde s-a dus, a căutat un fuior nou și i-a dus duhovnicului. Și a spus, zice, părinte, zice, am văzut că ăla era distrus de tot și vechi de tot și nenorocit și nu l-a mai folosit. Zice, uite, am adus altul nou, aveți, faceți treabă cu el. Nu ești bun de hirotonie. Dar de ce spuneți treaba asta? Stai, tătucă, zice, să-ți explic acum de ce spun treaba asta. Când ți-am spus să-mi descălcești acel fuior plin de noduri, aia e lumea plină de păcate. Și când ți-am spus să faci cât mai multe sau mai puține rupturi pe firul aței, am vrut să-ți explic că trebuie să nu pierzi oameni de la spovedanie, din biserică, adică luându-i prea tare sau prea greu, adică ca șlață, când tragi se rupe, nu? Deci trebuie să-l lași așa ușurel, ușurel, să poți să-l câștigi. Deci cât mai puține rupturi. Dar când te-am pus să dezlegi acele mulțimi de noduri de ață, m-am gândit că dezlegându-le pe ele vei fi în stare să cumpănești și canon pentru păcate. Du-te, fiul meu, că nu ești bun. Și nu i-a dat voie să se hirotonească. Deci nu ne spălăm pe mâini cu tainele și ne scuturăm de ele, ci le administrăm și le calculăm și le chipzuim după cum spune cartea și nu propria noastră voie. Când ți s-a dat preoția în mână și ți s-a pus harul în cap, nu ți s-a dat puterea să legi și să dezlegi ce vrei tu, ci ceea ce vrea Dumnezeu și trebuie dezlegat la Dumnezeu. De aceea trebuie să înțelegeți că cei care fentați, ca să folosim cuvântul secolului 20, cei care fentați sau trageți pe sfoară preotul prin spovedanie nesinceră sau prin spovedanie incompletă sau nespovedanie sau împărtășire fără binecuvântare, vă luați singur foc și o sândă. Scurt, până aici am lămurit. Trecem mai departe și vorbim în continuare. Și a văzut Dumnezeu că nu-i bine să fie omul singur pe pământ și i-a rânduit să aibă femeie. Și Moise a fost întrebat și el la rândul lui și mulți alții după el până și Hristos, zice, poate omul să lasă pe femeie? Și el a spus, ce a legat Dumnezeu, omul nu poate să despartă. Deci ce a legat Dumnezeu, omul nu poate să despartă. Și mai mult decât atât, a spus, pentru împetrirea și încăpățânarea voastră, zice, a lăsat Dumnezeu cartea de despărțire. Deci ai văzut de ce? Pentru că în momentul când ei se cunună, sunt un trup. Deci, cum spune în apostol, cine își iubește femeia, își iubește cum a iubit Hristos biserica. Și cine pe sine se iubește, și pe femeia lui iubește, pe sine se iubește. Deci, când a lăsat taina cununiei în biserică, n-a lăsat-o ca să schimbăm noi femeile cum schimbă șătrarii caii. De ce spun lucrul ăsta? Pentru faptul că ortodoxia triumfă prin taina cununiei, sfântă, curată și fără prihană, mare taină, zic, în Hristos și în biserică, dar plânge pătată și murdară și înjosită și jegoșită de mizeria curvarilor, concubinilor, preacurvarilor și a celor care apelează la câte 3 sau 4 sau 2 căsătorii. Deci trebuie să fiți cu luarea minte că vom da răspuns la judecată și de lucrul acesta. Deci trebuie mare luarea minte. În special tineretul care acum face căsătorie așa în 2 ore și se divorțează în jumătate de oră. Deci trebuie să se ia din punct de vedere bisericesc, moral, familial și social, măsuri să nu se îngăduie terfelirea sau bătaie de joc față de taina Sfintei Cununii. De ce? Pentru că aceasta este la fel de echivalentă ca liturghia. Cum ai turnat tu potirul în lăturile la porci, aia e și atunci când te desparți. Ce mi se torn lăturile la porci, ce mi se dau divorț, nu 2 taine necinstesc? Nu tot aceeași taină o calcă în picioare? Are Hristos o taină mai ușoară și una mai grea? Nu e adevărat, toate sunt una. Eu și Tatăl una suntem. Cine a călcat una din porunci de celelalte, de la sine e vinovat. După aceea, Sfânta Liturghie, sau cea mai mare, taina tainelor,
Nu mai vorbesc de Sfântul Maslu, doar aici pot să amintesc un singur lucru la Sfântul Maslu. Trebuie să știți și lucrul acesta, a spus Dumnezeu. De este cineva bolnav, să cheme preoții bisericii și să-l citească și să-l sfințească cu un de lemn sfințit și zice el să va vindeca, că mult poate rugăciunea aceasta râitoare a dreptului sau cea fierbinte, așa scrie în unele molitfelnice. Acum aici vin și vă fac o explicație. Să nu condamnăm biserica de două lucruri. Că au venit mulți și au stat la Sfântul Maslu și nu s-au vindecat. Au venit mulți și s-au spovedit și nu s-au oprit de la păcat. Au venit mulți și s-au împărtășit și nu s-au simțit. Au venit mulți și s-au botezat și au luat o raznă. De ce nu fie așa și la Sfântul Maslu? De ce nu și la Sfântul Maslu venim din inerție și din obișnuință de dragul de a ne afla la biserică? Sfântul Maslu este la fel de echivalent ca și tainele celelalte despre care am vorbit. Ori pregătirea pentru Sfântul Maslu nu este sar din tren sau din mașină, hap cu capul sub epitrafir la preot, patru molifte în cap și dă-i drumul la deal. Nu! Sfântul Maslu prevede post și rugăciune. Prevede spovedanie sinceră și curată. Prevede, în primul rând, Sfânta Împărtășanie. Și care mai veniți pe aici, ați văzut de multe ori că v-am spus. Postește, vino să te spovedești, să te împărtășești și apoi o să-ți fac Sfântul Maslu. La ce să-mi pierd vremea să-ți fac eu ție Sfântul Maslu când tu ai țigări în poșetă și unghiera și vopselile? La cui folosește? La ce? Deci, Sfântul Maslu este la fel de sacru și de validat în Biserica Ortodoxă și de valabil atunci când omul primește și îl cinstește ca Sfântul Maslu. S-a obișnuit, într-adevăr, să se facă Sfântul Maslu în Biserica de Răsărit, ca să nu spunem așa cumva, suna negustorie. Hai să facem Sfântul Maslu că vin mai mulți. Poți să nu vină niciunul. Unui om, dacă îi faci Sfântul Maslu și l-ai vindecat, ăla e valabil Sfântul Maslu. La 100 de oameni, dacă le faci Sfântul Maslu și niciunul nu s-a vindecat, dar ai făcut cu credință și ai făcut cu dragoste și ai făcut cu tot adevărul, ăla îi folosește. Deci Sfântul Maslu nu e o taină de care ne folosim noi sau un mijloc de câștig sau un mijloc de a pierde vreme. Sfântul Maslu este taina care trebuie să aibă în ea toată seriozitatea. Și atâta timp cât omul nu-i spovedit curat, să n-aștepte eficiența Sfântului Maslu, atâta timp cât omul nu-i împărtășit să n-aștepte eficiența Sfântului Maslu, dacă e sub canon, e sub canon. E aghiazma mare care îl sfințește, tot Duhul Sfânt lucrează și în ea. Dacă nu-i căsătorit sau e concubin sau desfrânat sau fumător sau curvar, nu-i folosește Sfântul Maslu. De ce? Că nu-s spovedite păcatele și nu-s dezlegate. Dacă n-a postit, nu-i folosește Sfântul Maslu, măcar o zi de post, deci măcar o zi de post, dacă nu două sau trei, că vii de departe cu mașina, cu trenul sau cu ce vii. Dar nu vii la Sfântul Maslu, părinte, la 11 am autobuz, vezi, mânați un pic. Nu e așa. Nu mânați. Ai la nou, hăi, hăi, de bani. La Sfântul Maslu să stă pe îndelete, să plânge și să căiește în sufletul tău, nu cu lacrimi pe din afară. Și tot aici, la Sfântul Maslu, mă leg de a doua variantă a Sfântului Maslu. Acele sfinte și binecuvântate molifte ale Sfântului Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur, care au devenit și ele un fel de trafic de influență. Nici nu știe omul despre ce este vorba și le cere citite. Nici nu știe omul ce conțin în ele și le cere citite. Nici nu știe omul pentru ce să fac și el vrea molifte. Nici nu știe omul cât de periculoase sunt și și le face. Hai, vrei, nu vrei moliftele Sfântului Vasile. Moliftele sunt de trei ori mai periculoase decât celelalte rugăciuni. De ce? În primul rând este luptă directă cu diavolul. Închipuiți-vă în fața unui câine lup dresat, pentru că dracu-i dresat, le știe pe toate, nu-i un prost să dai cu chietre după el și să fugă. Ci din contra, cu cât îl hărățăși, vine mai mult la tine. Deci, în clipa când dracul, sub forma câinelui dresat, tu te duci la el cu un par cu care nu l-ai putut lovi la țintă și a sărit asupra ta, te-a mâncat. Te-a rupt, te-a sângerat. La fel face și satana cu moliftele. Încerci tu, preot fiind, fără o pregătire, sau să spun, fără împărtășanie, sau slujit Sfânta Liturghie, sau fără oarecare premenire cu post, să citești moliftele. Și ce faci? Începi să le citești. Și ești în veșminte. E darul Duhului Sfânt. Spune așa, preotul să caște gura și harul lucrează.
Ce face? Nu preotul și nu omul, ci Duhul Sfânt îl scurmă pe dracu și dracul se vede ghiontit și unde să se ducă. Începe încăierarea. Merge întâi la cel care a citit moliftele și îi mai dă bărbatul un pumn în cap când merge acasă și o mai scoate în stradă cu copiii sau se îmbolnăvește unul sau bea celălalt sau fumează și înjură celălalt și face un haos în casă. Și ce părinte, doar am stat la molifte, dar zice, e haos în casa mea. Păi sigur că l-ai dus pe sarsailă, l-ai trimis el, ți-a luat din buletin deja adresa și a plecat și te așteaptă în ușă. Nu ți-a stropit vrăjitoarea ușa cu clei, ci dracu a stat acolo și te-a așteptat și s-a prefăcut el în clei să-l vezi, s-a tulburat mintea și pe urma ți-a intrat în casă. Și îi tocmește mobila, îi trosnește chiuveta, îi sar pervazurile cu flori și celelalte. Deci, când tu nu ești pregătit de acele molifte, vine dracu și te pregătește el. Și începi să alergi ca disperatul și nu știi încotro să apuci, că toate merg vraiște. După aceea mai vine și la preacuviosul preot care le-a citit și îi dă și lui duh de desfrânare, duh de mânie, duh de iuțime, duh de nerăbdare, duh de mânie, duh de răzbunare și toate celelalte, de ce îi le dă? Pentru că nu-i pregătit să se lupte cu cine. Moise, proroc fiind, Mihail, arhanghelul, arhanghel fiind, n-a zis, drace, ieși, fugi pe ei că te strâng eu de gât. Ci a spus, certe-te pe tine, Domnul. De-aia nu trebuie să-l acuzi pe preot că ai stat o lună de zile la molifte și nu ți s-a împlinit nimic sau n-a ieșit nimic. N-a ieșit și pentru necredința ta, n-a ieșit și pentru necredința preotului sau pentru slaba credința ta și a preotului, dar n-a ieșit pentru maestria dracului. Zice, au încercat ucenicii tăi să scoată și n-au putut. Fă tu ceva dacă poți. Și ce a spus Hristos? Acest soi de draci nu-l scoți tu cu friptură în frigider și cu smântână bătută. Iese cu post și rugăciune, nu cu friptură. Și când începi să postești, smerești calul. Începe trupul să se moaie. Și când începi să te rogi, să spală creierii în cap, să face spălarea creierilor. Și când s-a spălat creierii și s-a smerit trupul, omul își aduce aminte. Stai mă, că de fapt e somn. Am chipul lui Dumnezeu, am suflet, îs nemuritor, îs veșnic, am un rai, am un înger păzitor. Și își vine pe cală în fire fără să-i mai citești moliftele. Dar trebuie luminarea minții, nu moliftele. Trebuie să citească omul. Eu cred că mântuirea păcătoșilor sau urmarea lui Hristos sau Hristoitea sunt trei cărți care ar trebui citite de tot creștinul. Că după ce le-ar citi și-ar da singur răspuns la păcatele lui. Veni odată cineva întâmplător și a spus, zice, părinte, toate merg pe dos, zice, o viață, zice, numai nu mi-a mers bine. Trebuie să ai tu un blăstăm ceva, zice, doar așa de aiurea nu-ți merge. Și când ne dăm la spovedit, deci când ne dăm la spovedit și la dezbătut, ce era în urmă? 15 ani puteai să-l împărtășești. Nu i-am spus, zic, nu lua deocamdată aghiazmă, zic, ce să-i spun, ia deodată aghiazmă, nu i-am mai spus că trebuie să-l opresc nu știu cât. Zic, da, ai destule în urmă, zic, ai un cazier frumos și bogat, zic, te-ai străduit, zic, n-ai stat degeaba, ai bătut monede. Părinte, zice, trupul cere, omul e tare, eu sunt tânăr, nu-i nimic, zic, și vermea abia așteaptă, zic, cu cât va fi mai aromat de curvie, vor mișuna mai mult. Și în felul acesta, întâlnindu-te cu acest soi de oameni în biserică, îi vezi că se sclintesc de la tainele lui Dumnezeu, le consideră nevalidate, adică fără efect, și cum mi-a spus odată cineva, dar mi-a trântit-o în față, așa ca la om a fost sincer. Părinte, zice, hai să fim serioși, zice, cred că toată slujba din biserică e un teatru. Domnule, zice, ai spus perfect, pentru tine așa e. N-aveam ce să-i spun. Ai spus perfect, pentru tine este un teatru. Uite, alții s-au folosit. Deci când omul ajunge să nu mai aibă încredere în Sfânta Liturghie, în spovedanie, în împărtășanie, în rugăciune și în tot ce poate face biserica pentru el, poate să aibă el toate tainele, ca și cum ai botezat porcul. El nu știe că e botezat. Așa e și acel creștin ce și-a pierdut rânduiala creștinească din sufletul și din inima lui. Și-a pierdut credința, și-a pierdut nădejdea, și-a pierdut pacea în suflet, și-a pierdut liniștea, și-a pierdut omenia. Omul se naște cu patru virtuți teologice, mari de tot, voi scrieți credința, nădejdea și dragostea, alea sunt floare la ureche, bărbăția, care o împrăște la femei în desfrânare, înțelepciunea, care o întunecă cu desfrânarea, prudența, dă ca bouă un gard, știe că dacă bea sau fumează, îți duce în groapă și tot așa face, și cumpătarea sau dreapta socoteală.
Cine are aceste patru virtuți, nu greșește niciodată. Acolo este om competent, are servici, are masă, are casă, are din asta, cum îi spune, familie, are copii. Era odată o emisiune, pentru că e legat de ortodoxie, chiar ortodoxă, la radio, la care a țipat o țivlă din asta de doamnă, așa mai înțăpată, mai ușchită, zice, de ce nu fac mănăstirile, zice, și bisericile, zice, ca la catolici, un fel așa de vile, zice, să adune bătrânii bolnavi, săraci, animănuia, zice, și să-i crească acolo, că asta înseamnă milostenie în biserica creștină, zice, nu să dai pâine și bani de pomană și cantine de săraci. Eu nu eram la emisiune, că o luam de gât tot atunci și o întrebam, dar nu spun Sfinții Părinți că osteneala tinereții este roada bătrâneții? De ce a ajuns acel bătrân pe drumuri? Ce au făcut copiii lui în viața lui și el pentru copiii ca astăzi să-l respecte? Ce au făcut copiii lui bun pentru tatăl lor ca să-l cinstească și să-l laude că i-a crescut? S-au luat așa doi trântălăi de ăștia și au făcut copii și i-au dat la stat și au adus aminte că au îmbătrânit și acum le trebuie o grijă. Asta nu-i protecție socială. Asta înseamnă la stupi, se spune, trântorit. Ăștia să taie și să aruncă. Nu se folosesc. De ce nu se folosesc? Când o să vină și o să spună, da, părinte, am crescut 3 ingineri, 4 doctori, un ofițer, un milițian și 3 țărani gospodari. Și de ce ai ajuns la azil? Păi am bani mulți și am vrut să stau liniștit, să nu mă tulbure nepoță cu gălăgia. Ăla, da, s-a dus la azil că vrea liniște și să uite la televizor. Dar ăla care bea toată viața în colțul străzii și umblă din femeie în femeie și apoi îți bate ție în poarta mănăstirii, zice, știți, nu mai mi-a rămas nicio șansă, aș vrea să stau pe aici. Să nu-l primești, că Hristos nu strânge golani. Să-l trimeți să se pocăiască în sărăcia și în scârba lui. Îi dai să mănânce și să bea și îl trimeți să-și plângă păcatele. Că roadele faptelor lui le trage. Deci cel prost s-a rugat o viață în biserică, cel prost și-a crescut copiii, i-a dat la școală, i-a făcut oameni mari, a răbdat pentru ei, a suferit, a făcut menaj, a spălat cu ziua, a tăiat lemne cu ziua, a prășit cu ziua. Iar cel comod și-a trăit viața și la bătrânețe mai vrea o fericire, știi, să-i asigure altul. Să te șteargă de rahat bufetarul, să te șteargă cârciumarul, să te șteargă cazinoul, borderoul și toate celelalte pe unde ți-ai petrecut tinerețea. Deci nu creștinii, ortodoxia nu este pleava societății. Ortodoxia este spuma spumelor credinței. Este smântâna învățăturii lui Hristos, noi bem doar laptele. Smântâna au mâncat-o sfinții prin suferință, sânge, martir, tăierea capului, jupirea de vii. Iar noi luăm laptele Scripturii, ceea ce putem noi, o familie, o ispită, o răbdare, o zi bună, o zi rea, una grea și mergem înainte. Iar puturoșii nu vor lua nici oasele, că nici nu știu să le zdrobească, ci vor lua ce? Vor lua grămezile de neghină și vor arde odată cu ele. Pentru că ortodoxia rămâne triumfătoare prin ce? Prin oameni sfinți care se sfințesc de capul ei, Hristos, care este capul bisericii. Prin oameni plini de Duhul Sfânt, ce se alimentează de la Duhul Sfânt, fiindcă se împărtășesc și comunică cu El prin taine. Și prin Sfânta Scriptură care iluminează. Cercetați Scripturile și veți afla viața veșnică. Nu așa spune? Așa spune. Și după aceea, alte slăbiciuni care mai vatămă ortodoxia sunt și acestea. Mila nejustificată, și când vă spun de milă nejustificată, vreau să vă vorbesc azi mai deschis, că m-ați judecat că vă vorbesc prea înalt. Azi vă spun ce trebuie. Mila nejustificată este întrebarea ce mi-o puneți des la spovedit. Stau săraci prin colțul străzi și așteaptă. Ai minte în cap? Șchiop, orb, bătrân, dă-i sau miluiește-l. Când îl vezi că e tinerel, pune-i puțin în palmă, că te înjură și a doua oară nu mai stă. De ce? Că păi, da, stau pentru 100 de lei, dacă îmi da măcar 1000. Și îl dezveți de milostenie. Că e păcat să faci milostenie la întâmplare, trebuie să asude banul în mâna ta când îl dai. Că atunci la ce rost are eu să trag la baros și să-i dau la altul de pomană? El într-o lună la colțul străzii scoate salarii de director. Deci trebuie să fiți atenți să nu încurajați mizeria în societate. Șchiopul nu mai poate lucra. Bătrânul cel bolnav s-a omorât, dacă îi dai o pâine, nu mai vatemă cu nimic. Dar celui care e sănătos nu merită să-i dai. Doar dacă îți împrumută și nu-ți mai aduce înapoi. Aia e singura cale de milostenie falsă.
trecând și peste aceasta, o altă mizerie a Ortodoxiei. Rugăciuni, spun odată, fiți atenți, rugăciuni, adunări, cerculețe, mici grupulețe în care oamenii se roagă de felul și de capul lor. Aveți mare grijă să nu vă sloboziți cu pace în iad. În ideea că vă rugați împreună, în ideea că faceți bine împreună, în ideea că vă rugați la grămăjoară și vi se pare vouă că e mai nu știu cum, să nu ne trezim cumva în ziua judecății să se spună Hristos, eu nu eram aici, eram la biserică, nu vă cunosc pe voi. Deci fiți atenți cu acele liturghii prin casele oamenilor, fiți atenți cu acele slujbe prin casele oamenilor, fiți atenți cu acele adunări prin casele oamenilor, fiți atenți cu acele grupulețe, cu vedeni, cu aerisiri, cu păreri, că nu se știe dacă vedem raiul. Eu nu vă spun minciuni, vă spun deschis, nu dau nume, nu dau grupuri, le cercetați și când le întâlniți, cu mătră, am biserică să fii sănătoasă, soră, du-te, te închină, roagă-te. Nu alunecați aiurea că pierdeți mântuirea făcând bine. Pierzi mântuirea dând bani, pierzi mântuirea făcând rugăciune, pierzi mântuirea postind și pierzi mântuirea de ce? Nu-i binecuvântarea preotului. Anatema spune soborul 7 ecumenic tuturor eretiților ce strălcesc biserica. Și pentru că e secolul 20 și sfârșit de veac, ați văzut, Mirna face minuni, Valentina face minuni, Olga face minuni, aia la altă, este încă una care îi curge din mâinul ei sau nu știu mai ce îi curge, face minuni, cu tare face minuni, cu tare face minuni, cu tare face minuni. Frățuorii noștri, ortodoxi, întregi la minte, dracul pitonicesc înșală pe tot omul și îl duce în ispită. Vin draci și le insuflă lucruri care ți se pare că cad în corelație cu ceea ce crezi tu. Mergi la deschis cărțile, mergi la deschis să-ți facă și să-ți spună, nu vă amăgiți că Hristos nu-i pe aici și nu-i pe dincolo. Hristos stă în psaltirea ce ai la căpătâi, în ceaslovul care l-ai acasă, în rugăciunea pe șelumânarea pe care o prins duminica în biserică și în împărtășania care o iei cu lingura. E suficient aceasta ca să n-alunecați în cercuri greșite. Eu vă spun pentru că e duminica Ortodoxiei și să triumfe. Și nu eu vă dau anatema, nu eu vă afurisesc, nu eu vă trimit în iad. Citiți învățătura celor 7 soboare ecumenice, care tot ce era afară de biserică s-a dus la pieire și a înghițit iadul. Biserica nu se face de râs și biserica nu-și scade din valoarea ei spirituală sau Hristos nu o să fie mai slab sau mai gras că venim noi mai mult sau mai puțin la biserică. Este același plin, așa spune, în lumina ta cea pururea fiitoare, unde nu este umbră de schimbare. Nimic nu se schimbă. Din veac și până în veac tu ești. Nimic nu se schimbă. Căutați să fiți curați. Căutați să fiți atenți. Iașul e plin de biserici. Golea-i mănăstire, preierarhiu-i mănăstire, mitropolia-i cu regim de mănăstire, cetățuia-i cu regim de mănăstire, Galata-i cu regim de mănăstire. Aveți unde vă duce și plus bisericile parohiale, care toți preoții deocamdată sunt ortodoxi. Dacă vă unul practică ceva pe margine, depistați, feriți-vă, nu trebuie să-l judecați, pentru că a judeca e greu. Zice un duhovnic, a primit odată o creștină la spovedanie și a început să judece, că preotul ei face așa, că cu tare, că cu tare. Și asta așa. Păi te-ți dau un canon, zice, pentru păcatul care l-ai făcut, du-te în piață, cumpără o găină și pe drum, zice, smulge-i toate penile. Cam pe când ajungi acasă, s-o ai goală și vii cu ea la mine. Probabil ce a zis, hai, duc o găină și am scăpat. N-a fost așa. Ci duhovnicul i-a spus așa. Acum să te duci să cauți fiecare pană și să o pui la locul ei de unde ai smult-o. Deci cu neputință, cu neputință ți este ție în ziua judecății a da răspuns pentru bârfele făcute la adresa unei biserici sau unui preot. Nu-l judeca, ferește-te de el, e suficient. Știi, dacă vezi un doctor rău, te duci și spui, știi număr la tine că ești rău, caut pe vecinul. Nu, caut zile, caut pe domnul doctor cutare sau caut pe cutare. La fel și la biserică. Fără să judeci, fără să bârfești, fără să batjocorești, fără să glumești sau să defai, te ferești liniștit sau dacă crezi, discuți cu duhovnicul la spovedit, dacă îți dă voie să taci și s-a terminat, nu mai spui că aveți năravul, eu vorbesc una cu voi la spovedit și voi vă povestiți între voi ce canon am dat, că într-o zi au venit 4 erau, toate persoanele,
Și eu le-am văzut că comunică între ele. Și la fiecare i-am schimbat canonul cu ceva puțin. Și acum ele își făceau sentința între ele. Și ție ți-a dat 6, Tatăl nostru, ești mai puțin păcătoasă. Și mie mi-a dat 8, ai păcate mai multe, zice. Și mie mi-a dat 9, că așa am început. 6, 8, 9, 10. Că am zis să nu își înțeleagă ele ce-i scris acolo. Aici, știi tu că ești mai iute, cred că te-a cunoscut părintele. Și la aia ce i-am dat 10, zice, cred că la tine, zice, e mai grav. Deci dacă ți-am dat eu canon, nu-l justifici cu mătră ta, ci îl justifici tu cu tine. Nu se spune de la spovedit, că apoi te plângi că s-aud păcatele la spovedit. Dacă ți le spui tu pe gardă, n-a să ți le ascund eu care le-am auzit. Deci trebuie să fiți cu luarea minte și să vă țineți doar de Biserica Ortodoxă Universală, care nu are în ea umbră de schimbare sau sminteală. Biserica nu trebuie confundată cu individul. Sectarii au apelat la două metode. Materia, care e a dracului, și când vă spun că materia e a dracului, vă spun ce a spus Dumnezeu, sta în muntele Carantania și a spus, închină-te că ți le dau ție. La poia mea, satană nenorocită. Nu i-a permis să-l încalțe pe Hristos, n-a primit să fie el stăpân peste materie, a venit să stăpâne suflete. Satana vine prin sectar și vă lucră foarte frumos cu materia. Ce? Dolar, bani, mașină, haină și mâncare, că dacă e burta plină și piciorul pus la cale și nu mi-e frig și s-a dăpat, las, nu contează ce mă rog, dar contează că o să flămânzim cândva de tainele lui Dumnezeu și de învățăturile lui și vom sta în furcile dracilor răniați și va fi mai greu atunci. Deci mai bine răbdăm acum o pâine mai săracă decât o credință înstrâmbată. Iar după secte, deci după secte, v-am mai spus încă o dată, aveți grijă cu aceste minuni lăturalnice care se întâmplă la tot pasul. Feriți-vă de minunile false. Sunt false de azi și până azi. Icoana nu plânge că-i scândură. Icoana nu râde că-i scândură. Icoana este zugrăvirea chipului celui pe care tu îl cinstești. Și pentru că am avut ocazia să văd, și nu numai eu, toți care au mai fost la Sfântul Munte, icoane vechi, făcătoare de minuni, care au făcut o dată sau de două ori o minune în viața lor. Dar nu la comandă așa, bag cheia și se face minunea. Întorc cheia și se face minunea. Răsucesc cheia și se face minunea. Frații mei, mergem în iad înșelându-ne. Ioan Gură de Aur și Apostolul Pavel au spus așa, limbile și minunile au încetat. Isaac Siru, minunea cea mai mare e să-ți vezi pururi păcatele tale și să le plângi până la moarte. Ne-am văzut oare noi păcatele? Nu, nu prea avem păcate. Dacă încercetăm în dreptarul de spovedanie, vă spun eu, veniți toți așa țâțâiți, zici, păi le-am făcut pe toate. Păi dacă ai de le plâns pe toate, de ce te preocupi de altceva? De ce îți pierzi vremea cu altceva? Oare cum poți să-ți închipui tu că se coboară? Deci tot timpul alunecă în pante de astea minunate. Căutați să lăsați visurile, că Solomon spune, cine crede visurilor este înșelat de dragi și fuge după vânt să-l prindă, iar cine nu crede visurilor și nu le dă importanță, vin, sigur că vin. Dar cine le ia ca drept năluciri de șarte, spune așa, filozof și înțelept duhovnicesc este. Deci fiți cu luarea minte. După aia, când ai auzit că acolo sau acolo s-a făcut o minune, foarte bine, păstrează-o pentru tine. Tas, eu încă am de împlâns păcatele, nu-s vrednic de minuni. Mă întreb un lucru, iudeii dacă au văzut învierea lui Hristos și au, ei l-au răstignit, nu? I-au bătut cu ciocanul, cu ele. Și dacă l-au văzut înviat, au crezut? N-au crezut. Dacă l-au văzut sectare, pe Hristos, când vine Sfânta Lumină la Ierusalim și Sfânta Liturghie și minuni și biserici și moaște și toată tradiția, cred? Nu cred. Au văzut împărații păgâni, cum îl punea în plumb și nu s-a ardea, îl punea în foc și nu ardea. Au crezut? N-au crezut. Pentru că credința nu vine prin văz, vine prin auz. Trebuie să pătrundă întâi cuvântul Dumnezeu în urechi, să intre în inimă, să rodească și să seamene și să încolțească și celelalte fapte minunate le faci tu singur. Când faceți fapte dumneavoastră de capul dumneavoastră, păstrați-vă sănătoși. Deci biserica și ortodoxia, ca să închei, că v-am ținut mult și pierdeți autobuzul, este ăsta. Biserica rămâne veșnic biruitoare, că biruitor a fost Hristos, împăratul vieții și al morții. Biserica rămâne veșnic sfântă, că Hristos este sfânt, că așa se spune Ecfonis, că sfânt ești Dumnezeu nostru și într-o sfinț te odihnești, nu între făcătorii de minuni și ție slavă înălțăm. Iar după aceea, a treia oară, tot
Biserica este aceea care vine și se umple de Duhul Sfânt. Deschide voi gura mea și se va umplea de Duh. Așa spune la cântarea bisericii. Deci, dacă vreți Duh, citiți. Dacă vreți înțelepciune, cercetați. Dacă vreți sfințenie, pregătiți-vă sufletește și o luați. Dacă vreți intrare în rai, munciți. Nu să intre pe asfalt în rai, nu să intre pe alei cu flori, nu să intre în lux și comoditate. Poți să fii și luxos și comod, dar poți să fii și ostenitor. Nimeni nu te oprește să ai în casă recamier și tu să dormi jos pe un preș. Sau nimeni nu te oprește să ai 100 kg în frigider de carne și tu să mănânci 3 cartofi. Deci toate se pot face cu dreapta socoteală. Nimic nu-i spurcat, toate sunt curate, toate sunt bune, dar nu toate sunt mântuitoare. Deci să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Amin.